بتامن دعتو يش بتامن بتامن دعتو يش بتامن بتامن دعتو يش بتامن بتا 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 دع بتامن. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal, la un nou video. Astăzi este joi, dimineața spre după masă, deci este timpul pentru premii și avem din nou două conturi. Al lui Darius, Gold 3, dacă țin bine minte, și al meu, Gold 2. Hai până una alta să vedem Team of the Week-ul. Avem un Team of the Week, și da, și nu, mai mult spre nu. Avem un Danny Ings în atac, un 84 pace cu 87 shooting. Danny Ings, cred că în momentul de față se află la cel mai bun campion, la cel mai bun sezon al lui și îl putem găsi pe market undeva la vreun 30.000. Avem un Muriel de 86 cu 88 shooting, 94 pace, tot la 30-35.000. Un Iago Aspas, cred că are al nu știu câte de informă pe acest sezon, undeva la 70 de mii, ok? Avem un Kostic, din nou 91 pace, 40 de mii, însă pe Kostic îl strică skill moves și weak foot, adică are 3 skill moves, 2 weak foot, nu se poate juca așa ceva în FIFA. Avem un Insigne, foarte, foarte bun caldul ăsta, am și celălalt inform al lui și se simte foarte bine, un Insigne de 89-92 pace, 86 shooting, are agility 97, balance 97, strength-ul ăla e micuț, dar ce să-i faci, 4 cu 4 arată foarte, foarte bine și este undeva la 140.000. Avem un Fabinho CDM, țin minte că anul trecut Fabinho CDM a fost foarte, foarte bun, are un strength de 83, o stamina de 90, ok, poate să fie o soluție foarte bună acolo în fața apărării, nu știu neapărat dacă o soluție bună ca și CB în acel 5-2-1-2, dar în fața apărării poate pe modul în locul lui Essien ar intra foarte bine. Avem Lordul, avem cel mai bun jucător din lume, îl avem pe Lingard, al doilea inform de când este la West Ham și a mai luat și un Player of the Month undeva la 40 de mii, arată bine, bine de tot. Lingard, 4 skill moves, high, are un 81 finishing, 91 attacking position, are agility, are balance, are stamina, arată foarte, foarte bine. Avem pe Acuna la 85 overall, undeva la 30 de mii, slăbuț pentru un LB, 80 pe isola. Îl avem pe Benjamin Mendy, 3 cu 3, 87 pace, un pace destul de bun, i-ai dat un shadow, mișcă destul de bine acolo în bandă, are un death awareness de 83, trebuie dat acolo, trebuie ajutat, n-are heading accuracy atât de mare, nici jumping atât de mare pe cât ar trebui și îl găsim pe market undeva la a zice 60 de mii. Avem un Pavard, deci înțel și el medium high, stă în apărare, 74 pace, din păcate numai pentru un RB nu este atât de bun, un 30 de mii. Și avem un poartă, un Mateus de la Braga la preț de discount, cel mai probabil 13-14 mii. În rest mai avem pe bancă Ortega, Rich, Turam ăsta arată foarte, foarte bine, un 88 pace, 84 shooting, n-are agility și balance și n-are nici skill moves, din păcate. Mateus Pereira de la West Brom Albion, știam că era culmea să nu fie băgat în Team of the Week, are agility și balance foarte, foarte bun, are 4 la skill moves, așa, făinuț, decențel. Avem Dolberg, Icone. Nu arată rău Icone ăsta pe striker acolo, are și 4 skill moves, are și agility și balance decent, nu-i rău și cred că îl găsim undeva și el la 13.000, tot așa un fel de preț de discount. Daka, Hunt, Fontas, Cresci, Ndoj, bătuiesc că e Ndoj, și
Robert. Așa, un team of the week balansat, balansat. Dacă e, eu aș vrea Insigne sau Fabinho, poate un Benjamin Mendy, pentru că este de la City și atunci, na, nu avem cum să nu. Avem un 2.83 rari, începem cu acest 2.83 rari, așa, de încălzire. Hai să vedem, începem cu un walkout oare? Începem cu un walkout? Reușim? Nu. Aia este totuși un board down. Ok, Lopez. Bine. 83. Și un Radeki. Ce fain. Așa începem cu un pachet, doar cu portar excelent. Mergem și luăm prima dată premiile de la Rivals. Mergem pe Untradeable, așa ni s-a spus, așa facem. Este contul lui Darius, un rank 2, 2 Prime Gold Players Pack, 2 Rare Gold Pack și, bineînțeles, mergem și luăm premiile de la Foot Champions. Din câte am înțeles, primul Gold 3 al lui Darius, 30.000, 2 Mega Pack, 1 Rare Players Pack și 2 picuri. Hai să vedem în primul pic cu ce ne alegem. Daka, Robert sau... Da, mergem pe Daka. Iar al doilea pic, dă-ne ceva bun. Avem un 81 și un 84. Well, se putea mult mai bine. Aia e, hai să încercăm să scoatem ceva din pachete. Și începem. Hai cu Mega Pack-ul. Are pachete chiar bune, are pachete consistente. Și avem un walkout. Ok, un Champions League walkout, don't be fake. Italian CB de la Juve, Bonucci. Ok, un 85 walkout. Nu e rău. E bine. Un UCL 85. Mergem pe un rar gold pack. Hai să vedem ceva. Am avut un walkout din primul pachet, deci asta e, deci chiar decent, chiar dintr-un mega pack walkout. Excelent, nu pot să cer mai mult. Ai un Zahavi în gold pack, ok. Hai pe un prime gold players pack. Doar jucători și dă cu walkout. Nu dă cu walkout. Băi, eu cer prea târziu, a trebuit să cer mai devreme. Avem pe Voland de la AS Monaco, 81 rating. Și Ferran Torres. Ne întoarcem la un rar gold pack, 12 iteme, toate rare. Walkout! Bine! Franța? Râbă? Îl avem din nou pe Pavard! Inform! Bă! E un Inform 24. Ok. E nejucabil. Dar... E folosibil pentru un SBC. Decent! Foarte decent! În rar gold pack. Foarte decent. Nice! I like this. Mai avem 3 pachete și hai cu Mega Pack-ul, hai cu încă un walkout, facem un back-to-back. Ce zici? Facem un back-to-back. Nu facem un back-to-back, I really tried. Dar 2 walkout-uri până acum pe contul ăsta, un Bonucci și un Pavard din fond, chiar foarte bun. Și ultimele 2 pachete, Prime Gold Players Pack, Canales. Și un ultim pachet, Rare Players Pack. Bă, ce bine ar fi cu încă un walkout, 3 walkout-uri pe contul băiatului, ar fi excelent. Bine mă, din nou walkout, Franța, CME, de la United îl avem pe Pogba. Pogba de 86, nu este rău deloc, Pogba de la United. Bă, eu sunt foarte mulțumit de ce am luat astăzi lui Darius. Poate picurile nu au fost atât de forță, dar pachetele, bun. Merem mai departe? Merem pe contul meu. Stai la mine pe cont și înainte să deschid pachetele de la Rivals și de la Weekend League, am 7 pachete făcute aseară, făcute așa, pe final de zi, de relaxare. Să vedem dacă prindem ceva aici. În 75 plus nu avem absolut nimic. Avem fix un 75 dacă se poate. Avem un 81, Zahavi. Și după ce am prins un duplicate Zahavi untradeable, mergem mai departe. Și ne încercăm norocul. Nimic.
Străluche foarte tare, yes. Conbello, super. Salvio, argentinian, de la Boca Juniors. Mergem mai departe cu un Tourer Gold Players Pack. Să vedem aici ce se întâmplă. Nu avem walkout, avem un Champions League totuși, de la Franța. LM, de la Olympiacos, l-avem pe Lemar, Valbuena. Lemar nu e la Olympiacos, așa e. Încă 4 pachete din acestea speciale, speciale, speciale. Luăm un Prime Gold Players Pack. 12 goals, 6 rari. Un walkout! Ok, desperiat acest lucru. Spania, KB, de la Barcelona, îl avem pe Piqué. Din nou, Piqué, cred că-l mai am. Din nou, untradeable. Super, super. Sunt un om foarte recunoscător când primesc ante. A, da, este tradable ăsta. Mă scuzați, mă scuzați, mă scuzați. Bum! Transfer list. Easy peasy. Hai cu Megapack-ul. Bă, Megapack, îmi dai un back-to-back walkout? Ce zici? Nu-mi dai back-to-back walkout. Îmi dai Hakimi de la Inter. Ultimele două pachete, dăm cu un Prime Mix Player Pack. N-am așteptări, sincer. După cum știam, nu este walkout, nici măcar board, este... Harry Maguire! Și rar Electrum Player Spec. Ok, hai să vedem ce avem aici. Ultimul pachet din această. Oh, walkout! Două walkout-uri în pachetele astea. Ok, Franța, CDM. Îl avem pe Kanté! A câta oară când îl prind? Cred că e a treia oară când îl prind pe Kanté. Cred că e a treia oară când îl prind pe Kanté în FIFA ăsta. Oare e și el tot tradable? Oare e Kanté tradable? Ok. SBC-urile făcute aseară au dat roade incredibil. Nu este tradable, este untradable. Avem un Kanté untradable în club. Să vină SBC-uri, să vină SBC-uri. Bun, bun. Cel mai probabil la vreun icon intră Kanté-ul ăsta. Fără discuții. Și mergem acum, luăm Divine Rivals, bineînțeles. Avem două rar Mega Pack sau două sau un Electrum Rare Player Pack, un Electrum Player Pack. O să merg pe untradeable, cât mai multe pachete. Rank 1 Division 3, dacă țin bine minte, da, Division 3. Și mergem la Foot Champions, la premiile de la Weekend League, Gold 2. 17 victorii, un rar gold pack, 2 rar mega pack, 45.000 și 2 picuri, 1 din 4. Mergem la primul pic și avem portar, Mateus, ok, 1.82. Și în al doilea pic avem Pavard, ok, și noi cu Pavard, Mateus și Pavard, 82-84. Pentru asta faci 17 victorii, dar nici nu mă așteptam la ceva mai bun sau la ceva mai... Avem din nou 9 pachete și le luăm de data asta pe rând. Rar Gold Pack. Nu avem walkout, nici măcar board. Îl avem pe Henderson. Următorul este un rar Mega Pack. Hai să vedem la acest rar Mega Pack dacă prindem ceva. Este walkout, al treilea walkout și la noi pe cont. Ok. Franța, goalkeeper de la Tottenham. Îl avem pe Hugo Lloris. Nu-i rău. Hai că nu-i rău. Chiar decent. Chiar foarte, foarte decent. Piqué, Kanté, Lloris. Nu ne supărăm, e bine. Mergem mai departe, tot cu un rar Mega Pack. Nu este o... Nu vrea un back-to-back sau ceva, nici cum. Avem un Conbello Diaz. Am primit un pachetel din ăsta micuț, 2 Players Pack, în rar Mega Pack-ul ăla. Ok, este rar și aici, dar nu este board. Este Belotti. Mergem și luăm rar Electrum Players Pack-urile astea două. După care las cele 4 rar mega pack-uri pe final, una după alta. Nu avem nici aici, nu avem walkout din nou. Conbello din ăsta, urăsc carturile astea. Rojo, rojo, a câta oară rojo. Încă un rar Electrum Player Pack. Haideți să vedem. Nu este walkout nici aici. Cred că s-au terminat walkout-urile pe contul ăsta, pe dimineața asta. Pe pack opening-ul ăsta am avut 3 la Darius, 3 la mine. Nu avem cum să avem în continuu walkout. Și ultimele 4 rar mega pack. Avem 120 de cartonașe, 120 de cartonașe rare și un walkout aici. Italia, CB, Piemonte Calcio, Chiellini de 87. Ok.
Kante 88, Loris, Chiellini 87, Piqué 86, nu-i rău. Ante penultimul pachet, rar mega pack, nu este o caut, este Conbelo, sigur, absolut genial când văd aceste carduri. Și un Godin totuși în spate, un 85 Godin. Ok, ok, decent, decent. Ultimele două, hai să lăsăm o impresie frumoasă pe final, să continuăm cu o impresie bună. Nu, aici cred că este totuși un board, brazilian, LM. De la Bayern, îl avem pe Douglas Costa de 84. Nu-i rău nici el. Nu este rău nici el, absolut, absolut deloc. Sabitzer, Proms în spate. Nu e un pachet rău, nu e un pachet absolut deloc rău. Și ultimul pachet pe această dimineață, rar mega pack. Hai să vedem cum terminăm. Nu cu un walkout, din păcate, cu un Bortown totuși. Belgia, CAM de la Cagliari, îl avem pe Nainggolan de 83. Acceptăm, e bine. A fost o dimineață productivă. Bă, chiar a fost bine. Chiar sunt mulțumit de ce am prins. N-am prins noi un football say, n-am prins noi cine știe ce, dar am prins un Kante, un Loris, un Chiellini și un Piqué. Am prins acolo câteva sute de mii, așa. Sincer, cu jucătorii ăștia, dacă mă chinui, aș putea să-l fac pe Renato Sanchez. Aș putea să-l fac chiar și pe Royce. Ne mai gândim și mai vedem. Dar aș putea să fac ceva cu jucătorii ăștia. Până una alta, trebuie să fac ultimele 4 Icon Swap-uri și vine episod special cu Icon Prime sau Moments Icon Pack să vedem care ne e norocul aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la video ăsta. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bă, iară n-ai zis de Instagram, dar să-mi bag picioarele, zici că nu e a tău. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.